Începem însă cu informația acestui moment. Este alertă în capitală, dar și în județul Ilfov, după ce mai mulți hoți au furat arma și încărcătorul unui pădurar din Balotești. Aceștia au dat lovitura la finalul anului trecut, dar n-au fost prinși de polițiști nici până acum. Între timp, valul de spargeri din județul Ilfov a continuat, iar polițiștii cred că este vorba până la urmă despre aceeași bandă. Cu toate informațiile despre acest subiect vine însă colegul meu Cristi Popovici. Cristi, ce știm până acum? Bună ziua! Multiple fapte cu violență au avut loc în comuna Balotești în ultima lună, iar polițiștii cred că au de-a face cu o bandă de tâlhari, dintre care au prins doar unul. Cel puțin trei case au fost sparte. În două cazuri, proprietarii erau înăuntru și au fost bătuți de tâlhari. Un bătrân de 81 de ani a ajuns și la spital, un alt bărbat alegându-se cu o lovitură puternică la cap. Dar cea mai mare problemă în acest moment pentru polițiști o reprezintă furtul unui pistol tip Carpați cu tot cu un încărcător din cantonul Silvic al unui pădurar de aici din Balotești. Cel care a furat pistolul nu a fost prins, nici arma nu a fost găsită. Oamenii din Balotești sunt îngroziți că pot cădea și ei victime ale tâlharilor și spun că polițiștii sunt cu un pas în spatele hoților în aceste cazuri. Metodele de acțiune sunt simple, dar pline de violențe. Tâlharii aleg în special case unde stau proprietari în vârstă, intră peste ei, îi bat și le fură bunurile. Am stat de vorbă cu una din victime care ne-a spus că a avut mare noroc să scape cu viață și că de când a fost jefuită dinainte de Crăciun, poliția nu i-a mai dat niciun semn despre soarta cazului. Cristi, îți mulțumesc foarte mult și discutăm despre acest subiect. Colega mea, Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN, este alături de mine în platou. Bine ai venit, Carmina, îți mulțumesc. Mulțumesc. Cum se poate justifica, dacă se poate justifica eșecul polițiștilor până acum în acest caz, Carmina? În primul rând, poliția Ilfov ar trebui să vină cu niște precizări și să ne spună dacă toate cele trei cazuri au legătură între ele, pentru că nu putem să nu observăm că există un tipar și anumite coincidențe. Că arma respectivă, despre care vorbea Cristi ceva mai devreme, a fost furată fix înainte de a începe acest val de fapte comise cu o violență extremă. De aici ne putem gândi că cei care au participat ca această bandă de tâlhari, e posibil să fi folosit această armă în aceste spargeri. Sunt doar supoziții ale noastre. Poliția ar trebui să vină și să le clarifice. Vorbim despre o armă letală, vorbim despre un pistol cu glonț și muniție aferentă. Interesant este că cel care sau cei care au dat această spargere în mijlocul pădurii din Balotești nu au furat nimic altceva în afară de această armă și de cele șase gloanțe. Asta înseamnă că persoana respectivă sau persoanele respective aveau nevoie doar de acest pistol. Deci nu a fost o spargere la întâmplare și pe lângă alte bunuri furate, au furat și acest pistol pentru că l-au găsit. Deci dacă pădurarul respectiv nu și-a înscenat dispariția armei, cum se mai întâmplă în diverse situații și fapta reclamată este una reală, persoana care a furat-o, a furat-o pentru că avea nevoie de ea să o folosească la comiterea unor infracțiuni cu o violență extremă. Mai mult decât atât, pădurarul respectiv anterior acestui furt a trecut printr-o întâmplare, să-i spunem, dubioasă. Mașina pe care o avea a ars aproape în totalitate. La bază, la momentul respectiv, se știa că ar fi stat un scurt circuit la mașină. Deci dacă punem toate aceste lucruri cap la cap, cele două tâlhării, mașina incendiată, arsă în urma unui scurt circuit, dispariția armei, exact, nu putem să credem decât că ori Baloteștiul este așa un triunghi al Bermudelor, ori toate aceste lucruri au legătură între ele și că o bandă deosebit de periculoasă activează la periferia capitalei, practic vorbind despre doi pași de capitală. Nu cred că i-ar opri ceva să vină și să acționeze aici în București. În 30 de secunde, Carmina, am văzut ce spunea Cristi, a stat de vorbă cu oamenii care îi spun că sunt înspăimântați de ceea ce se întâmplă. Poliția în tot acest timp ridică din numeri. Te întreb, vreo declarație oficială despre cum este gestionat în momentul acesta cazul despre care vorbim? Foarte scurt, te rog.
Am primit un comunicat oficial în urma ultimei tâlhării, cea de pe 28 decembrie, în care ni se spunea că un bărbat a fost identificat și prins, însă martorii vorbesc despre ambele tâlhării că au participat la aceste evenimente mai multe persoane, nu doar una singură. Te aștept cu date noi, Carmin.